Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro Eu sunt Cristi și astăzi vom configura împreună un sistem Sistemul acesta va fi de uz general, va fi bun la toate Vom putea juca jocuri, vom putea edita ceva video grafică, bineînțeles, filme 4K și așa mai departe. În afară de asta, sistemul în utilizarea de zi cu zi se va mișca foarte bine pentru că, bineînțeles, îi vom pune o stocare rapidă și toate componentele sunt noi, sunt de ultimă generație. Haideți să începem. Mergem pe emac.ro, PC periferice și software și aici vom merge la procesoare. Este foarte important să alegem un procesor bun. Un procesor bun, bineînțeles, înseamnă un procesor nou, un procesor performant, care să-și facă treaba foarte bine. Și pentru asta vom alege socket 1151, asta înseamnă că vom filtra, vom avea în fața noastră doar procesoarele Intel Skylake, care sunt de ultimă generație. O să filtrăm și noi preț crescător, și aici o să vedeți două procesoare mai bune, lăsăm Pentiumul la o parte pentru că avem nevoie și de gaming, avem nevoie și de editare video și Pentiumul nu se comportă chiar atât de bine la sarcinile astea. Vom alege între i3, i5 și i7, bineînțeles. Cu i7 este destul de scump și ne va arunca prețul sistemului, zic să mergem cu un i5, un i5 6400 la 2.7 GHz. O să-l băgăm în coș. Este un procesor bun, un procesor care o să-și facă treaba fără probleme. Haideți acum să mergem mai departe. Componente PC, și aici o să mergem la plăci de bază. La plăcile de bază, bineînțeles, folosim în continuare filtrul 1151, pentru că asta e sochetul pe care a fost lansat Skylake-ul. Dăm aici filtrare. Prescrescător, nu ne vom arunca foarte tare cu funcțiile la placa de bază, nu facem lux. Vrem să aibă strictul necesar să ruleze OK, să ne facem treaba cu ea. Nu vom pune stocare ultra-rapidă pe PCI Express, nu vom face nimic de genul acesta. Vom alege această placă de bază pentru că este accesibilă și are cam toate porturile de care aveți nevoie. Avem porturile pentru video, HDMI, DVI, VGA, avem mouse-tastatură analogice, avem, bineînțeles, putem să punem și pe USB dacă dorim asta, avem USB 2.0, USB 3.0, avem bineînțeles mufa DN și sunet 5 plus 1, adăugăm în coș. Este o placă de bază accesibilă, o placă cu care ne facem treaba, v-am spus, fără să facem lux, fără să aruncăm cu banii pe fereastră, pentru că acesta este un sistem care trebuie să îl păstrăm cât de cât jos, ca și preț. Mergem din nou pe componente PC și aici o să alegem memorii. Mergem pe memorii, placa de bază avea memorie DDR3, ceea ce este foarte bine. Unele plăci de bază pe socket 1151 au memorie DDR4 și astea sunt mai scumpe memoriile DDR4 în perioada asta probabil în viitor se vor ieftini dar acum sunt mai scumpe haideți să filtrăm aici o să filtrăm pe DDR3 lăsăm DDR3 și băgăm aici 8 gb și o să dăm pres Și am găsit aici un kit, să zicem, hai să luăm Kingston ăsta, 2x4, îl adăugăm în coș, 8GB. Avem coșul deja, haideți să luăm și stocare. O să alegem, bineînțeles, un SSD pentru stocare. Prescrescător. și o să mergem ori pe Toshiba ori pe să zicem Samsung pentru că în perioada asta Samsung-urile sunt foarte apreciate dar dacă am alege Toshiba asta am economisit ceva bani. Haideți să alegem mai bine Toshiba. Un drive foarte bun și Toshiba. De curând Toshiba a cumpărat OCZ-ul și... Uh, Bineînțeles, cu experiența lor în flash și cu experiența OCZ-ului în controller și în firmware, au făcut niște driver foarte bune. Adăugăm în coș acest SSD și prețul nostru a ajuns la 1675 de lei. Acum, bineînțeles, trebuie să mergem să luăm o carcasă și o sursă. Placa video o, să o luăm ultima, pentru că trebuie să vă spun ceva pentru cei care nu sunt interesați de gaming. Nu sunt obligați să cumpere placa video. Placa video este opțională, pentru că chiar și această configurație, în momentul acesta, fără placă video, va funcționa fără niciun fel de probleme. Veți putea rula conținut 4K, aveți desktop fără probleme, aplicații video, absolut orice vreți, pentru că grafica din procesor este suficient de competentă pentru așa ceva. Bineînțeles, când vorbim despre gaming și mai ales jocuri noi și jocuri foarte solicitante, atunci avem nevoie de placă video și placa video v-am spus și o iau doar aceia dintre voi care sunt pasionați de gaming. Haideți acum să luăm carcasa și sursa, o să vă mai repet chestia asta o dată pe parcurs ca să nu uitați. <coughs> Pentru că puteți face ceva economie, placa video pe care o voi recomanda nu este deloc ieftină, o să luăm o placă, o placă, pardon, o carcasă de aici. Nici nu știu ce carcasă iau. Bineînțeles, puteți alege ce carcasă vreți voi, după gustul vostru, cum vă place design și așa mai departe. E mai greu să-ți să dai seama de ele din imagini. O să încerc să aleg și eu, haideți să o aleg pe asta, parcă am mai ales-o eu odată. Pare așa impunătoare. Transformer. Adăugăm în coș. Acum trebuie să luăm o sursă. La surse, întotdeauna nu, nu fac niciun fel de rabat la calitate. Ori merg pe Corsair, ori pe. Nu uh, mai văd aici. Hai să zicem Sonic. Eu am sursă Sonic. dacă vă interesează. Am avut și Corsair și Sonic. Uh, am avut. Uh, Ce am mai avut? Am avut o grămadă de surse, dar nu mai știu. Ah, Superflower am avut tot așa surse uh, ok de calitate. Bineînțeles nu se compară cu Corsair sau cu uh, Sisonic dar sunt surse de calitate. Haideți să alegem o sursă, haideți să o luăm pasta, cu toate că e cam scumpă. Știu că mulți dintre voi nu sunteți de acord cu alegerea asta, dar vă spun, sursa este extrem, extrem de importantă. Este o sursă de 550 de W, adăugăm în coș, Putem să alegem și una de 300 puteți să o alegeți pe cea de 350, corserul de 350, dacă nu puneți placă video. Dacă puneți placă video, veți avea nevoie de ceva putere mai multă și tocmai de aia am ales acest Super Flower, o sursă care este foarte, foarte bine cotată. Haideți să vorbim acum despre prețul total. În momentul acesta, cu tot ce am cumpărat, prețul nu este foarte mare. Este un sistem funcțional. Acum avem procesor, avem placă de bază, avem memorie, avem stocare SSD, stocare de fapt pentru sistem avem bineînțeles carcasă, sursă și sistemul este 2000 de lei. Un sistem care este destul de performant din punctul meu de vedere, trebuie să vă spun că este chiar mai performant decât ce folosesc eu acum. Un sistem foarte bun. Acum am ajuns în punctul în care trebuie să luăm placa video și vă spun încă o dată. Sunt două categorii de utilizatori, cei care Bineînțeles, sunt mai multe categorii, dar acum că vorbim despre placa video, o categorie care sunt pasionați de jocuri și au nevoie de performanță pentru jocuri, performanță grafică, și altă categorie care vor folosi PC-ul în mediul office, vor face ocazional o editare video, ocazional vor edita o poză, sau niște filme 4K se vor uita pe YouTube și așa mai departe, Facebook, chestii obișnuite. E! În cazul ăsta, în cazul în care nu sunteți interesați de gaming, atunci nu trebuie să luați placa video pe care o voi recomanda în continuare. În schimb, dacă sunteți gamer, atunci trebuie neapărat să o luați pentru că placa video integrată în procesor nu va face față solicitărilor voastre. Haideți să mergem pe plăci video și o să filtrez direct. Ultima serie este seria 900 de la Nvidia. GTX, toată seria GTX 900 de la Nvidia este ok, dar și mai ok sunt cele seria GTX 960 pentru că sunt destul de performante. Și 950 sunt ok, dar 960 este ceva mai bun. Adăugăm în coș. Și cu placa video cu tot sistemul a ieșit la 200, 2934 de lei, un preț foarte bun pentru acest sistem, vă spun este un sistem foarte performant. Bineînțeles dacă sunteți o să folosiți sistemul mai mult pentru editare video, e bine să luați mai multă memorie luați 16 giga de memorie. Dacă tot așa faceți editare video, e bine să mai alegeți și un hard disk de stocare. Oricum ar fi, e bine să mai luați un hard disk de stocare peste ce v-am recomandat eu aici. Eu întotdeauna când fac sistemele nu mai pun stocare, dar voi puteți să alegeți ceva stocare. Puteți să alegeți o stocare externă dacă vreți o conectați pe USB 3.0 și aveți întotdeauna hard disk undeva în spatele calculatorului și de acolo îl puteți lua dacă mergeți undeva în vizită la un prieten să-i duceți niște filme și așa mai departe. Cam asta este sistemul, haideți să ne uităm în coș cu totul. Asta este sistemul, așa arată. O să vă las bineînțeles linkurile în partea de jos a textului. Încă o dată repet, pentru cei care nu sunteți gamer, nu vă interesează jocurile, nu vă interesează nimic de genul acesta, această placă video nu este obligatorie. Această placă video este obligatorie pentru gameri care vor să aibă performanță maximă în jocuri. Și aceasta este placa momentului, din punctul meu de vedere, placa momentului echilibrată când mă refer la performanță preț. Bineînțeles, sunt alte plăci video mult mai performante, dar sunt și mult mai scumpe. Cam asta a fost pentru astăzi, ăsta este sistemul, o să vă las linkurile în partea de jos a textului. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!